Începând de la ora 15.30, în inima capitalei, pornind din piața Bibliotecii Naționale, începe o demonstrație pe care o așteptam de mult, o demonstrație intitulată Solidaritatea cu cetățenii care sunt ținut ostatici în fâșia Gaza. Sper să participe foarte multe persoane la această manifestație și sper să fie ferită de orice fel de provocări și de violență. Din păcate, eu nu, sunt, nu voi fi prezent pentru că nu sunt în țară, dar cu sufletul sunt alături de acești demonstranți. Și -o să vă explic de ce. Pentru a sfârși această criză, pentru a-i pune capăt, trebuie să începem cu începutul. Trebuie să vedem care a fost începutul. Iar începutul a fost atacul uh, oribil, criminal, al teroriștilor Hamas. Uh, uciderea unor cetățeni nevinovați în număr mare și luarea de uh, deostații. Acesta este începutul. Iar ceea ce a urmat sunt consecință în lanț, uh, și în final. Poporul palestinian este victimă colaterală a acestor violențe declanșate de Hamas. Deci dacă începem cu începutul și vrem să vindecăm această lume, trebuie să începem cu Hamas.